venit în bucătăria lui Oli. Astăzi vom face o înghețată, nu prea am mai postat rețete. Așadar, dacă tot ni s-au copt câteva căpșuni, câteva care au mai rămas că... În cauza la polei ăla din primăvară... Au murit toate. Au cam murit căpșunile. Da. Așa că profităm de ce a rămas. Da. Și doar ce au început și ele să se coacă. Așa, am zis să facem o înghețată. Așadar, avem aici 3 ouă care le punem aici. Am aici 3 linguri de zahăr. Lingură de făină pe care le voi bate bine, bine. 500 ml de lapte și voi adăuga câte puțin în timp ce voi continua să bat. Într-un bol de tablă de inox. Așa. Și o voi pune la baie marin. Voi amesteca în ea până când se va îngroșa. De pe foc compoziția, da? Ia uitați-o. Parcă e o cremă așa. O cremă, o gelatină. Așa, o lăsăm aici la răcit. Între timp vom lua căpșunele și le vom zdrobi. O să folosesc o furculiță pentru că nu mă interesează să le zdrobesc de tot, adică să le pisez, să le blendez. Vreau doar să le zdrobesc așa puțin. Te-am folosit și un cuțit. Nu e, Eugene? Da. Da. Așa. Deci voi face așa cu toate. Am zdrobit căpșunele. Acum vom lăsa să se răcească bine laptele, da? Și vom pune căpșunele în castron, după care băgăm la congelator. Când s-o răci. Bineînțeles. Ce vroiam eu să vă mai zic, canalul ăsta e legat de al meu, dar nu mă ocup eu de comentarii la el. Așa că dacă aveți impresia că vorbiți tot cu mine, poate mai sunt, poate nu. Persoane, dar nu sunt aici, nu sunt, eu sunt la fierătaniile mele în partea aia acolo. Pentru cei care se uită, nu sunt eu ăsta, ăla care răspunde. Da. Bun, deci vom face cum am zis, după ce se va răci compoziția și vedem la urmă ce rezultă. Ce rezultă, da.